Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poliția din Ungaria, poliția rutieră din Ungaria, lansează prima aplicație care din lume, a doua pe județ, care dă recompense șoferilor care respectă limitele de viteză. Și mă gândesc, prima dată, am văzut asta, zic, mamă, ce tare. Hai să, de ce nu facem și noi? După care mi-am dat seama, chestia e că de fapt îi recompensează doar pe aia care sunt oricum corecți. Adică dacă nu ești corect și depășești și nu respecti limitele de viteză, nu o să stai acum că îți dau ei niște reduceri pe undeva să respecti limita de viteză. Dar cei care merg corect, probabil că în felul ăsta o să se simtă, nu știu dacă recompensați, dar măcar răzbunați. Adică, știi, uite, domnule, că și eu pot să câștig ceva dacă sunt corect. Pentru că adesea ai senzația că ești ultimul fraier în trafic. Dacă ești corect. Toți sunt șmecheri, numai tu. Ești ultimul fraier, mergi corect. Dar eu ce primesc? Adică eu, totuși, poate n-ar trebui să mă mângâie și pe mine cineva pe cap că sunt corect. Deci, este o aplicație lansată de Comitetul Național de Prevenire a Accidentelor din Ungaria. Utilizatorii vor primi puncte în situația în care călătoresc regulat și respectând limitele de viteză. Deci, regulat. Adică în mod obișnuit. Ah, ok. În mod obișnuit, constant, respectând limitele de viteză. Da. Adică nu că mergi odată, trebuie să faci asta mai mult timp. Deci, îți instalezi aplicația pe telefon și funcționează în felul următor. E activă, monitorizează viteza vehiculului respectiv și dacă nu depășești limita de viteză pe secțiunea de drum cu pricina, primești niște puncte de recompensă. Punctele respective pot după aceea fi folosite pentru reduceri, suveniruri sau intri în trageri la sorți unde se dau premii, telefoane mobile, performante și chiar un autoturism. Nu? Adică e un sistem... Am avut o aplicație de genul ăsta. Cum am avut noi cu bonurile. Nu știu cum era cu bonurile. Bunurile, bine, fiscale, de era tombolă. Ca să încurajeze lumea să ia bun. Așa este. Deci și la ăștia. Da. Cumva, da. Tombolă, eu... e o mașină, telefon. Am avut, era o aplicație de asta, cred că era o aplicație românească, nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea, pe care o instalai și dacă nu atingeai ecranul telefonului în timp ce mergeai cu mașina, primeai niște puncte la finalul cursei. Eu nu cred că ți-ai instalat așa bine, ți-ai instalat toate aplicațiile. Da, eu instalez toate aplicațiile posibile, adică tot ce pare cât de cât interesant, pac, instalez. Și am și folosit aplicația aia, știi? Stă telefonul, nu atingi ecranul și la sfârșitul cursei, pac, primești niște punctulețe. Punctele alea puteai să le folosești la reduceri. N-am folosit nicio reducere, de-aia niciodată, pentru că, evident, erau reduceri la diverse produse și servicii de care n-aveam nevoie. Dar ideea mi s-a părut interesantă. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu aplicația respectivă, nici nu știu dacă mai există. Cel mai mișto e că aplicația asta a ungurilor, OBB Point îi spune, deci cu aplicația nu doar adulții pot colecta puncte, ci și copiii care călătoresc în mașină. Adică dacă puștii... Asta e tare, da. Da, asta e foarte mișto. Da. Foarte mișto. Adică îți încurajezi puștii să-și instaleze aplicația și ei primesc diverse jucării, nu știu, figurine. Și mai degrabă te constrâng copiii că te terorizează. Da. Tati, mergi, încep că pierd punctele, nu iau bonusul cu tare, știi? Cred că ar merita încercată și România asta, nu crezi? Bă, da, da, eu nu... L-ai instalat-o? N-am nicio speranță pentru traficul din România. Tu oricum mergi încet și cu minte. Păi nu, eu merg cu minte, dar asta spun, că eu mă refer la cei care nu merg în regulă, nu cred că sunt corijabili prin... o metodă de genul ăsta. Eu, da, nu știu care e cea mai bună. Eu, mă rog, cred că ar merge una de asta, dar combinată și cu pedepse mai aspre pentru cei care încalcă regulile. Da. Și să oferi, știi, și morcovul și cravașa. Exact. Adică, băi, uite, dacă ești corect, bravo, avem o problemă. Adică vrem să încurajăm pe cei care merg corect în țara asta. Chiar avem o problemă și ar trebui să facem ceva. În mod normal nu trebuie să fii recompensat că respecti legea. E un principiu în care eu cred. Respecti legea pentru că trebuie să o respecti și pentru că așa e corect. Da. Dar când ai o problemă atât de mare, cum e România cu traficul pe șosele, avem cei mai mulți morți din Uniunea Europeană, poți să faci excepții. Hai să încurajăm pe cei care fac ceva corect în privința asta în trafic, dar să-i amendăm mult mai rău sau să-i scoatem de pe șosele pe cei care se comportă rău și îi punem în pericol pe ceilalți. Da, ar trebui să avem, știi, niște oameni politici și administratori acestei țări care să aibă responsabilitatea în privința asta și să facă ceva concret. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.